Nelu, te rog să ne spui unde mergem în momentul de față. Mergem în satul Vidra, din comuna Vârfurile, unde avem două persoane, doi bătrâni, bolnavi, neputincioși, care se descurcă greu și datorită sponsorilor vor ieși și iarna asta, vor avea să iasă din iarnă cu lemne de foc. Câte era lemne s-au cumpărat? Aproape 3 metri steri. Este tractorul din fața noastră. Da, lemnele din fața noastră, da, băiatul de la care le-am cumpărat lemnele. Ca o minune au ajuns lemnele, pentru că ei nu aveau lemne suficiente ca să iasă din iarnă. Mai ales că acum s-a întețit frigul. Datorită sponsorilor vor reuși să treacă. Este prima dată sau pentru prima dată nu când... Nu este prima dată, este al treilea an, dacă nu greșesc, consecutiv, în care sunt ajutați cu lemne sau chiar și alimente au primit. Trăiesc în situații de sărăcie extremă. Au nevoie de compasiunea semenilor, de compasiunea noastră, celor care pot să-i ajute. Și m-au dat bani pentru lemne, pentru iarna asta să am căldură, Dumnezeu să le ajute. Pe ei numai Dumnezeu îi trimite la mine. Dumnezeu vă trimite la mine. Pentru lemne, pentru iarna asta, că e foarte frig, noi nu avem de pe ce să cumpărăm lemne. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le dea sănătate la familia lor, să le ajute în continuare. Thank you.
Vă foarte mulțumesc pentru ajutorul care v-ați dat oameni de Dumnezeu, pentru că stau într-o situație foarte critică, foarte grea, foarte rea. Nu am ajutor din altă parte și vă mulțumesc foarte mult pentru binele pe care l-ați făcut. Aveți pensie? Nu. N-aveți pensie? Ajutorul social. Și trăiești doar din ajutorul social? Păi din ajutorul social, că anul ăsta a fost problemă cu... Nu s-a pus în câmpă în târziu cu ploile astea mari, cu inundațiile astea, dar acolo îmi cumpăr și eu pită și șetrgăbuie mâncare. Mulțumesc frumos din suflet pentru alimente, pentru lemne, pentru tot ce m-ați oferit. Vă țin să vă mulțumesc frumos din suflet. Mulțumesc din suflet tuturor celor care ne-au ajutat și în iarna asta ne-au dat această sobă să ne putem încălzi și noi copiii.